În vremea aceea se punea problema și recuperării unor datorii pe care statul român le avea și m-am lovit la vremea aceea de refuzul Ministerului de Finanțe. Ulterior, când am devenit ministru finanțe, mi-am dat seama că, într-adevăr, ipoteza recuperării acelor sume este iluzorie, pentru că, între timp, ele s-au rătăcit prin tot felul de conturi bancare și situația era confuză. Rămânea aceasta a doua posibilitate, anume aceea și care este viabilă pe termen lung, aceea de a oferi un plan de redresare pentru Fortus. De aceea, de când am devenit ministrul economiei, noi am făcut câteva lucruri, am schimbat administratorul judiciar, am făcut un recurs în instanță pentru a opri orice plan de lichidare și lucrăm acum la un plan de redresare. De asemenea, am sprijinit Fortus pentru a-și dezvolta activitatea și pentru a-și onora obligațiile către salariați. De la începutul anului și până acum, ca ordin de mărime, sunt circa 400.000 de euro obținuți pentru onorarea restanțelor salariale, iar în planul producției și al exporturilor față de aceeași perioadă a anului trecut, activitatea Fortus a crescut cu aproape 70%. Nu este încă suficient, dar sper ca planul de redresare să fie convingător pentru a atrage investitori de această dată pe o bază serioasă. Se lucrează în același timp și la o inventarire a patrimoniului și acest plan de redresare va avea în vedere identificarea zonelor viabile care pot fi oferite într-o formulă de relansare economică. Iar din patrimoniu, o parte poate fi viabilizată altminte. Am discutat cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Cristian Domniței, o formulă prin care o parte din terenuri, ca să fim siguri că nu vor cădea pradă vreo speculație imobiliare, să fie încredințate administrației locale pentru a face acolo ceea ce Iașiul oferă cu prisosință ca resurse, un parc inovativ, un parc tehnologic în care să putem atrage firme specializate în domeniile de vârf, tehnologia înaltă și comunicare.